dragilor, și bine v-am găsit la ceea ce va fi gift guide-ul meu pe anul acesta. Cel mai probabil, partea principală a gift guide-ului. Încerc întotdeauna să vin înainte de decembrie cu astfel de gift guide-uri, pentru că așa cum am zis, tot ce vine după 1 decembrie mie mi se par așa niște cadouri pe ultima sută de metri, ceea ce s-ar putea să nu fie neapărat o idee foarte bună. Și înainte de a intra efectiv în clip, aș vrea să vă recomand să treceți și pe la gift guide-ul de anul trecut, care este super mare, este gigantic, are vreo 70 de idei cel puțin de cadouri, adică aveți posibilitatea să alegeți, să găsiți o mulțime de variante pentru toate gusturile și toate buzunarele acolo. Anul ăsta nu m-am dus chiar până acolo, am vreo 20 și ceva de idei de cadouri care mi se par interesante. Am zis să o lăsăm așa, să vină în completarea clipului de anul trecut. Și la fel am pentru toate bugetele. Nu știu, cel mai mic preț pe aici cred că este de vreo 30 sau 40 de lei la cadouri, până la câteva sute de lei. Acum, pentru toate bugetele și toate preferințele, dacă întotdeauna vă recomand, dacă se poate, să aveți o vagă idee despre persoana care îi faceți cadouri. Adică încercați să vă informați, încercați să aflați câte ceva despre persoana respectivă, despre ce îi place, despre hobby-urile care le are. Poate nu neapărat să o cunoașteți în profunzime, dar măcar să știți așa câte ceva despre persoana respectivă, pentru că e greu să faci un cadou așa blind. Și în al doilea rând, e mai sănătos și pentru tine și pentru starea ta psihică și pentru persoana care îi faci cadou, că așa se va bucura de acel cadou și tu știi în ce direcție să te orientezi mai ușor. Adică e mult mai ușor și pentru tine în momentul în care faci un astfel de cadou mai informat. Bun, hai să nu mai începem. Avem reni, nu știu dacă ați observat asta, să mă ridic. Avem reni la datorie anul acesta. Anul acesta cadourile ne sunt prezentate de reni și aș vrea să le punem nume. E unul aici mai jos care nu se vede așa foarte bine, dar vreau să le punem nume pentru că încă nu i-am denumit. Avem și unghii roșii, avem și cafea. Nu vreți să știți cât e ceasul, deci nu. Lăsăm partea asta fan. Așa. Și hai să începem, zic. Și o să începem în forță cu unul dintre cele mai scumpe cadouri pe care le-am ales eu aici. Și asta pentru că mi s-a părut foarte interesant kitul ăsta. Odată că este de la Estée Lauder și are printre cele mai bune produse și cele mai populare produse de la Estée Lauder, dar în același timp, nu știu, vine și într-o prezentare foarte frumoasă. Eu, în general, știți că sunt anti kituri, seturi din astea, dar anul ăsta am încercat să ies din zona mea de confort și să vă recomand și kituri și seturi, astfel încât să vă fie și vouă mai ușor să alegeți. În general sunt anti-kituri și seturi, cum ziceam, dar ăsta mi se pare un set absolut superb, în ciuda prețului care este, na, dar este la odor, ce să spunem. Așa, avem mai multe produse foarte interesante, pe lângă faptul că vine într-o cutie, nu știu ce e cutie, geantă ce este, care este absolut fabuloasă, deci eu aș cumpăra setul numai pentru cutia aia. Avem așa, două rujuri, două glosuri sau din astea, rujuri lichide, nu știu exact ce sunt, două palete, într-adevăr, sunt mini. Nu contează, sunt Estée Lauder și sunt frumoase. Avem o mascara, care cred că e full size. Două creme, un de machian și serul ANR, celebrul ser de la Estée Lauder. Prețul mi se pare rezonabil. Știu că e mare, dar mi se pare rezonabil pentru ceea ce face. Apoi, un alt set, mai micuț așa ca și componență, dar care și asta mi s-a părut interesant, tot așa pentru cineva care este pasionat de skincare și poate nu-și permite produse high-end și vreți să-i faceți un cadou frumos cu care să-i impresionați sau să-l impresionați. Avem așa, un ser, setul este de la Lancôme, că n-am zis, și avem Advanced Genifique, serul Genifique de la Lancôme, celebrul ser de la Lancôme, care vine într-o variantă destul de mare, de 30 de ml. Practic, kitul în sine, prețul este pentru produsul ăsta, că e cumva prețul cu unui ser din ăsta de 30 de ml e pe acolo, prin zona aia. Nu chiar 300 de lei sau cât era serul ăsta, că nu mai știu, că n-am prețul aici afișat, dar pe acolo, undeva în zona aia. Deci, diferența nu e foarte mare. Chit că iei un ser din ăsta pur și simplu, chit că iei cutia asta, mie mi se pare o afacere mai bună cutia.
Și apoi avem două creme în cantități destul de mici, dar și alea foarte bune, adică sunt ca și mostre, sunt foarte bune de încerc. Iarăși un set, am zis, încerc să-mi ies din zona de confort și să fiu mai cumințică, să nu mai fiu atât de antiseturi. Avem un set Laneige cu un toner și două măști, tot așa niște produse care nu sunt neapărat cele mai accesibile, dar sunt de efect, mi se pare că sunt un cadou foarte drăguț și foarte frumos pentru cineva care este pasionat. Acum, mare atenție în ceea ce privește skincare-ul. Dacă oferiți produse de skincare în seturi de genul ăsta, să aveți o vagă idee despre tipul de ten pe care îl are persoana respectivă. Sau încercați să vă orientați către produse care să fie, nu știu, cumva pentru toate tipurile de piele, ca să nu... Na, dacă nu știți despre ce e vorba. Încă un set care mi s-a părut foarte cute și când venea să îl cumpăr pentru mine este ăsta de la Tarte, cu niște miniaturi foarte drăguțe de la Tarte. Avem o mascara, un blush și un ser, toate trei produsele foarte populare de la Tarte. Tarte fiind un brand care încearcă să intre la noi pe piață și testează. Am văzut că testează de câțiva ani, testează piața, aruncând miniaturi din astea, având în vedere că nu sunt cele mai... simple de găsit produse, da? Adică nu le găsești în Sephora, în Douglas, în Marionu sau pe Notino așa frecvent. Produsele astea mi se par o idee foarte bună de cadou pentru cineva care iubește machiajul și de asemenea nici prețul nu mi se pare exagerat pentru acest set. Apoi avem Sephora Favorites. Cred că în toți anii de când mă uit la Sephora după kiturile astea, este primul an în care îmi place foarte tare kitul de la de favorite, de produse favorite marca Sephora. Mie îmi plac foarte tare măștile lor, alea șervet, de tip șervet de la Sephora, și îmi plac și cremele de mâini, ca să știți. Și aici avem două, chiar trei măști, dacă nu mă înșel, niște produse mai mici, un ser, un lip balm, adică mi se pare decent setul ăsta și este chiar foarte, foarte drăguț, tot așa pentru cineva care știți că eu este împătimit al skincare-ului sau care și-ar dori astfel de produse, că sunt foarte multe persoane care... poate își doresc, dar pentru ele nu cheltuie. Că știți, avem cu toții astfel de exemple de persoane în jurul nostru care sunt foarte iubitoare, sunt amatoare de multe lucruri, dar pentru ele nu cheltuie și mi se pare un set foarte mult. Dacă vreți o recomandare de palete de make-up, v-aș fi recomandat Tati Beauty, dar s-a dus de mult, știm povestea. Așa că rămânem la Naked. Paletele de la Naked, cel puțin alea clasice, Naked 1 nu mai există, dar avem Naked Reloaded și am pus-o aici pe cea Reloaded, dacă vreți. Chiar pe Notino, by the way, era și la un preț foarte bun și mi se pare că mai sunt reduceri de Black Friday, vedeți, orientați-vă că până la sfârșitul lunii încă sunt reducerile alea de Black Friday și așa mai departe și aveți ocazia să le cumpărați la prețuri mai decente. Deci paletele de la Naked, primele, n-aș merge neapărat pe alea tematice, Violet sau Ultraviolet, Hot sau cum era aia portocalie, aia cu verde care a apărut anul trecut, n-aș merge pe alea tematice că poate nu nimeriți cu culoare, poate nu nimeriți, dar cu astea neutre așa nu cred că puteți să dați greș dacă aveți pe cineva care și-ar dori. Avem niște măști de la Foreo, măștile acelea de tip șervețel pentru Foreo UFO. Dacă aveți pe cineva care știți că are Foreo UFO, mi se pare o idee foarte bună să-i dați un set din ăsta de măști, care costă, pe Notino costa acum la prețul ăsta, parcă era undeva la 70 de lei, dacă mi-aduc eu bine aminte, ceea ce este destul de mult pentru niște măști de tip șervet și poate persoana respectivă nu-și permite să-și reînnoiască stocul de măști. La fel, aici trebuie avută să vedeți dacă persoana respectivă are un anumit tip de ten mai sensibil sau așa. Eu i-am pus pe cele hidratante care ar trebui să meargă cam pentru toată lumea. Rămânând pe sfera de Foreo, un alt cadou, de fapt ăsta este cel mai scump cadou dintre toate, este Foreo Beru, pe care de altfel bate gândul să mi-l iau și eu, dar încă nu mă îndură să dau atâția bani pe el. Avem varianta mare, care este 1400 de lei, și avem varianta mai mică de 900 și ceva sau spre 1000 de lei. Acum depinde de bugetul vostru, desigur,
depinde foarte mult de persoana căreia vă adresați. Că da, poate să fie o persoană căreia să nu-i trebuiască așa ceva și care să fie ok cu un cadou de 20 de lei. Dar știm cu toții că mai avem și persoane printre noi cărora, dacă le faci un cadou sub 1000 de lei, se strâmbă. Așa că asta este un cadou pentru un snob, să spunem, dar nu numai. Adică nu numai, și pentru cineva care știți că este mare amator de skincare și poate și-l dorește foarte tare și voi aveți posibilitatea să-i dați un Foreover. Este minunat. Anul trecut v-am recomandat Foreo Classic, cel Luna, și celălalt UFO. Deci și alea sunt o variantă foarte bună dacă nu vreți derul sau știți că are berul. Apoi, rămânând tot pe zona de skincare, am găsit pe Notino un set de 5 măști coreene care mi s-a părut foarte interesant. Mai ales că este tot hype-ul ăsta cu măștile coreene sau cu produsele coreene. Mi se pare că e un hype general. Cred că este o idee bună, un set din ăsta de măști. Nu este nici foarte scump, mi se pare decent la preț. Și plus de asta s-ar putea să fie un gen de produse pe care să nu le-ai mai fi încercat. Decât să iei o mască de față și să nu știi dacă îi se potrivește, mai bine iei un set din ăsta de măști, din care cel puțin una sigur îi se va potrivi și restul le poate face cadou sau le poate da familie sau, nu știu, le poate încerca cu altă ocazie. Deci tot se va folosi măcar de una din măștile respective, iar astea coreene mi se par foarte bune. Eu n-am mai auzit de brandul ăsta până recent, l-am găsit pe Notino și m-am informat puțin despre el și mi se pare interesant și conceptul lor mi se pare la fel foarte interesant, plus că mi se par foarte drăguțe măștile cum arată. Apoi, deși nu sunt de acord cu chestiile legate de baie făcute cadou, știți, am găsit un set de 5 săruri de baie. Și dacă aveți o prietenă sau un prieten sau cineva care este amator ca mine de băi, așa, și de tot felul de chestii din astea de pus în baie, un set din asta de săruri de baie mi s-ar părea un cadou foarte drăguț, este și accesibil, sunt 5 arome diferite pe care le poate încerca, le poate testa și poate să vadă dacă îi plac sau nu, și mi se pare genial un set din asta, adică mie mi-ar plăcea să primesc un astfel de set de săruri. Apoi, următorul cadou îl am și în format fizic și este vorba despre acest activator anti-rid de la Gerovital. Este un dispozitiv foarte drăgălaș pe care eu l-am primit cadou, apropo că de acolo și ideea. Mulțumesc, Ana Tăgutucu, pentru el. Și este un activator anti-rid, îi spun, este un aparat care emite o lumină, nu știu, de o anumită frecvență și împreună cu niște seruri te ajută la diminuarea sau la estomparea ridurilor sau la prevenirea lor, nu știu exact să vă spun, că n-am intrat în profunzime, dar le-am primit de câteva zile. Nici n-am apucat să-l folosesc decât o dată, așa că o să revin eu cu un review separat pentru ăsta, dar dacă aveți o prietenă sau, nu știu, un prieten care este amator de gadget-uri din astea de anti-aging sau să descopere tot felul de gadget-uri din astea de beauty, mi se pare o idee foarte bună de cadou. Le găsiți pe Farmec și prețul mi se pare decent pentru el. Puteți să luați și niște seruri, niște fiole de la Gerovital care iarăși sunt foarte bune. Da, e un produs interesant, cel puțin. Nu știu cât de bine funcționează, repet, habar n-am cât de bine funcționează, că de-abia am început să-l folosesc, dar este interesant și captează cumva atenția și, vedeți, are lumină albastră și dacă îl dau aici, are lumină roșie, care este anti-rid, ceea ce ne bucură pe noi. O să-l folosesc o perioadă mai lungată și am să vă povestesc despre el. Apoi, avem o altă sugestie pe partea de beauty și tot un gadget, și anume un aparat de făcut măști acasă, măști din acela de tip gel. Nu știu dacă ați văzut, dar sunt foarte populare, au devenit foarte populare odată cu lockdown-ul, cu pandemia și așa mai departe, și am găsit și eu pe EMAG, am vrut să văd dacă se găsesc la noi și cam care sunt prețurile și mi se pare un preț decent, având în vedere că, nu știu, dacă te duci la un salon să-ți faci o astfel de mască, te-ar costa mai mult, mi se pare decent prețul pentru o astfel de mască. Sunt o grămadă de tutoriale pe internet, pe YouTube, chiar și pe site-urile unde se comercializează aceste aparate de făcut măști, cum se folosesc și ce combinații poți face, mai ales dacă vă plac măștile ceva mai naturale, să știți voi ce puneți în măștile respective, să
aveți un control mai mare asupra ingredientelor. E o idee foarte bună, iarăși pentru un împătimit de beauty. Apoi, avem categoria de bijuterii, pentru că anul trecut am primit un comentariu care m-a iritat foarte tare. Și anume că am zis dacă, ziceam în clipul ăla cu cadouri pe care să nu le faci, apropo, vi-l dau și pe ăla în descriere, că e bine de luat așa, măcar în vizor. Și ziceam acolo despre bijuterii, că dacă faceți cadou bijuterii, mare atenție să nu faceți bijuterii din metal din ăsta comun, gen produse de astea, de pe la H&M, Zara, Melimelo și așa mai departe, pentru că nu știți ce reacție are persoana respectivă. Eu, spre exemplu, vă spuneam că îmi revine reacția la alergia la metale și acum mi-am dat seama că nu aceea. Vorbim despre bijuterii, stați așa. Just a moment! Da, culme. Nu mai putem să vorbesc despre bijuterii fără să am măcar cercei puși la... Vreau să-mi pun un lănțișor și mi-am dat seama că ăsta are gulerul prea sus și după aia m-am dus mâna la ureche și mi-am dat seama că nici cercei nu mi-am pus, dacă nu mi-am pus lănțișor. Așa, ăștia, de exemplu, sunt niște cercei pe care eu îi port numai pentru poze și pentru filmat acum. Am avut o perioadă în care îi purtam tot timpul, dar am început să am alergie la ei și mă mănâncă urechile. De-aia zic, momentul în care vreți să faceți cadou bijuterii, orientați-vă către argint sau aur. Nu mai vorbesc de platină și alte chestii, vă zice nu argint sau aur, pentru că omul respectiv poate să aibă o reacție neplăcută la metale din astea comune, poate să aibă o alergie la metale și e păcat odată să vă dați banii pe niște produse pe care nu o să le arunce și nu o să le folosească sau o să le dați la cine știe cine. Și în al doilea rând, nu vreți să-i cauzați rău, bănuiesc, persoanei care îi faceți un astfel de cadou. Și în ideea asta am primit un comentariu care, v-am zis, mă irita foarte tare, că cine crezi tu că își permite să facă cadou produse din argint sau aur, la bijuterii din argint sau aur? Există atât de multe opțiuni pentru a cumpăra bijuterii din argint în ziua de astăzi și nu este atât de scump argintul, hai să fim serioși, da? Aurul este mai scump, e firesc, e aur. Dar bănuiesc că nu te poți să faci cadou bijuterii din aur la oricine, nu te poți să cumperi bijuterii din aur pentru toți prietenii tăi. Nu, e clar că este vorba de o persoană specială. Și atunci aveți grijă la aspectul ăsta și în al doilea rând ce vreau să mai aveți în vedere când vine vorba de bijuterii și țin să repet de fiecare dată pentru că este foarte important, să știți dacă persoana respectivă poartă aur sau poartă argint, da? Să știți care sunt preferințele, pentru că tot la clipul ăla veți vedea în comentarii că sunt persoane care au zis, da, eu primesc bijuterii din argint, deși nu port argint, sau primesc bijuterii din aur, deși nu-mi place aurul. Prin urmare, eu vă recomand, în ceea ce privește bijuteriile din argint și la prețuri accesibile, super accesibile, adică nu știu dacă există ceva peste 300 de lei pe site-ul ăsta, ce mi se pare decent și sunt de bună calitate, sunt bijuteriile de la Eden Jewelry sau Eden Boutique pe care o să vi-l las în descriere și o să vă las în descriere și câteva articole care îmi plac mie. Eu am primit de ziua mea, că de aici a venit ideea. Lucrez la clipul ăsta de un an de zile, să știți, la clipul cu cadouri, da? Deci de un an de zile tot rumeg cadouri noi pe care să le pun pe lista asta. Și așa mi-a venit ideea că eu am primit de ziua mea de la prietenele mele, am primit o brățară și niște cercei și mi se par foarte drăguți și îmi plac foarte mult și port și n-am avut nicio problemă cu ele, afind în argint nu mi-au provocat nicio reacție alergică, din contră încep să mă duc din ce în ce mai mult către astea din argint pentru că iarăși așa, exceptând cum am spus în perioada în care filmez să fac poze pentru că îi port pentru o perioadă scurtă și nu e o problemă. So, mă las, am selectat eu aici vreo 6 articole, dar sunt foarte multe, sunt peste 2000 și ceva de articole pe care le găsiți pe site, aveți inele, aveți talismane din acelea pentru brățările Pandora, aveți brățări din alea de tip Pandora, dar nu numai, aveți coliere, foarte multe coliere, cercei, o grămadă de cercei și mai jucăuși, mai pentru copii, mai pentru persoane mai serioase, pentru tinere, pentru adult, persoane mai adulte, de cum o grămadă, deci doar să aveți răbdare să treceți prin tot site. Apoi, am pus cărți. Știți că v-am spus eu că mi se par o idee foarte bună de cadou cărțile. Încercați însă să fie cumva apropiat de pasiunea persoanei respective sau dacă nu știți care este pasiunea, luați o chestie generală. Și v-am pus aici, de exemplu, pentru cineva care este pasionat de
parfumuri. V-am pus un album care este un coffee table book foarte frumos de parfumuri. Se numește Cult Perfum sau Perfume, nu, Cult Perfum. Așa. Și este vorba de cele mai celebre parfumuri din lume. Este un coffee table book absolut minunat, parfumul nu dăm cadou decât la persoanele pe care le cunoaștem foarte bine și știm că își doresc un parfum și ce parfum își doresc, da? Deci mare atenție apropo de parfumuri. Apoi avem istoria sticlei de vin, da? Pentru cine este amator de vin, de exemplu, asta este o carte foarte bună pentru un bărbat, mai ales dacă este iubitor de vin. Apoi am mai pus istoria nescrisă, este iarăși o carte foarte interesantă. Revenind la parfumuri, am mai pus o carte Parfumuri de legendă. Asta este o carte pe care știu că a primit-o unul din prietenii mei de ziua lui, atunci când am fost la munte, și el fiind amator de parfumuri, și soția lui mai ales, așa. Și ea zice că este o carte absolut minunată pe care absolut oricine ar putea să o aibă în casă, fie că ești sau nu iubitor de parfumuri, pentru că este o carte plină de cultură generală în ceea ce privește parfumurile, și de-aia am pus-o pe lista asta, dar bineînțeles în materie de cărți aveți foarte multe opțiuni și iarăși sunt o grămadă de promoții în perioada asta pe Elefant, pe Libris, care livrează și foarte repede, by the way, pe Ocean, iarăși cei de la Ocean, să știți că vă aduc cărți, dacă nu le au pe stoc, vi le aduc, durează puțin mai mult până vi le livrează, dar vi le aduc fără nicio problemă, la Barox Books and Arts, de unde am luat eu cărțile astea, iarăși sunt foarte, foarte multe opțiuni frumoase de cărți, deci aveți, în ceea ce privește cărțile, bănuiesc că vă este destul de ușor să vă orientați. Apoi, avem categoria de diverse, i-am zis eu, dar mă rog, sunt mai multe aici. Avem așa, un set de cameră din aia Fujifilm Polaroid, din aia instant, de poze instant. Mi se par foarte drăguțe camerele alea și mă bucur foarte tare că au revenit în trend, așa, sunt iarăși în trend, pentru că mi se par foarte simpatice. Recunosc că nu prea îmi vine să dau bani eu pe ea, dar nu mă supăra să mi-o facă cineva cadou, pentru că îmi place foarte, foarte mult. Eu v-am pus aici un set care este puțin mai scump decât decât aparatul în sine, pentru că mă gândesc că ar fi ideal în momentul în care faceți cadou să luați și hârtia pentru printare, da? Nu luați doar doar aparatul, da? Și după aceea persoana respectivă să nu-l poată folosi pentru că nu are hârtie și cine știe când își aduce aminte să cumpere hârtie, da? Deci, cum am zis, prin cadouri încercați să nu creați o problemă și să rezolvați o problemă în momentul în care faceți un cadou. Așa că v-am pus aici setul. Există de asemenea hârtie, se găsește hârtie din aceea pentru imprimat, pentru aparatele astea, dar da, mi se pare setul ăsta este destul de accesibil, recunosc, eu mă vine să dau acum banii pe el, dar în curând o să o comit și pe asta, pentru că mi se pare foarte interesant, este un cadou foarte frumos. Țin minte că erau foarte populare aparatele astea foto când m-am apucat eu de YouTube prin 2013, prin state. Toate fetele, toate vloggerițele astea de beauty, de fashion, toate aveau aparate din astea, știți, polaroide sau, mă rog, erau mai multe branduri pe vremea aia și unele colecționau din astea, care erau de diferite forme, arătau așa, arătau ca niște aparate din alea vintage și erau foarte populare în vremea respectivă și erau foarte drăguțe și îmi plăcea cum se jucau cu ele și acum îmi pare bine că au revenit la modă și sunt iarăși în trend. Tot în sfera asta foto, dacă aveți un prieten pasionat de fotografie sau, nu știu, un prieten care călătorește foarte mult și face foarte multe fotografii de călătorie, o idee foarte bună este să-i luați o imprimantă din asta foto care se conectează la telefon, de exemplu, și își poate printa pozele din călătorii sau pozele pe care le face, pozele preferate,
Da, nu sunt cele mai ieftine cadouri, dar sunt niște cadouri foarte practice în ideea în care știți că prietenul respectiv este amator de fotografie. Dacă nu vreți nici varianta aia, nici varianta asta, adică nici camera aia Fujifilm, nici o imprimantă foto, mai am o opțiune de cadou pentru voi și anume YoloBook. Mi-au trimis ei, știți că v-am povestit într-un daily vlog, că mi-au trimis ei albumele astea și aveți ocazia să faceți niște albume foto la prețuri foarte bune, chiar până la finalul lunii au niște promoții pentru albumele astea. Deci ei au opțiunea de a îți trimite albumul ăsta, care este albumul maxi. Pozele vin așa, vin pătrate. Și că am deschis-o chiar la asta cu Eugenia. Așa. Albumul mini, care este cumva mai micuț, este dreptunghiular. Și din ce am văzut eu la ei pe site, că am intrat acum ca să pregătesc link-ul, din ce am văzut eu la ei pe site, au un cod și dacă folosești codul ăla, ai 3 albume foto din alea mici la 69 de lei și 3 albume din astea mari la 79 de lei, ceea ce mi se pare mai mult ca decent, da? Mi se pare foarte accesibil în comparație cu celelalte două. Deci dacă nu vă permiteți, un album din ăsta foto pentru prietenii voștri mi se pare foarte, foarte, foarte bună ideea. Bineînțeles cu pozele lor, nu ale voastre de preferat, sau cu poze drăguțe împreună pe care le-ați făcut, da? Cum ar fi să mă duc eu la Eugenia să zic, uite, uite Eugenia, un cadou de Crăciun. În albumul meu mai cu poze cu mine. Bine că o treime din pozele de aici sunt făcute de ea. Nu știu dacă ar deranja-o, pentru care e vorba de și-ar face un portofoliu, dar... Dacă nu vreți varianta asta de album, poate vi se pare incomodă, aveți opțiunea de box. Nu știu la box dacă au promoții, că nu m-am uitat. Adică eu m-am intrat pe site strict cât să iau link-ul. Așa, și există opțiunea asta de box unde pozele sunt individuale și... imită Polaroidul, da? Puteți să faceți și asta și boxul ăsta la fel vine la un preț destul de accesibil, adică sunt mult mai ieftine decât celelalte două variante pe care vi le-am dat și sunt de foarte bună calitate, adică chiar sunt, hârtia este de foarte bună calitate și arată foarte bine, sunt lucioase, sunt foarte frumoase pozele, așa că este o idee foarte, foarte bună. O să vă las, v-am zis, în descriere link pentru absolut tot, oricum aveți link-uri deja pregătite pentru absolut tot. Un alt produs pe care trebuia să-l pun la beauty, cred că mergea la beauty, dar l-am băgat aici, este oglinda din aceea profesională de make-up, mă rog, nu știu cât e ea de profesională, dar aici imită oglinzile alea de la Hollywood. Dacă aveți vreo prietenă din asta care face YouTube sau care este împătimită a machiajului, este make-up artist chiar, o ajută foarte mult o astfel de oglindă. Este o oglindă din aceea destul de măricuță, înaltă, cu becuri pe lateral. Becuri care vin în 3 culori, adică vin în 3 tonuri de lumină, lumină caldă, lumină neutră și lumină rece, ceea ce este foarte, foarte bine și ajută foarte mult. Prin urmare, consider că este un cadou foarte potrivit pentru astfel de persoană, este și frumos și aspectos și mare și arată bine. Apoi, avem set de pictură, pentru că artistul din mine nu se putea abține. Așa, am găsit un set de pictură pentru cineva care poate are nevoie de un hobby nou sau pentru cineva care este, nu știu, amator de pictură. Am găsit un set de pictură cu un șevalet din acela mic de masă și cam tot ce trebuie să încep să pictez, inclusiv o pânză, la un preț absolut decent. Mai mult decât decent, 100 de lei este. Credeți-mă că eu cumpăr pânzele alea și 100 de lei pe tot setul ăla e nimica toată. Deci este super decent prețul. Și dacă aveți un astfel de prieten care este amator de pictură sau poate și-ar dori să încerce, dar nu a avut curajul până acum să picteze, puteți să-i faceți un astfel de set cadou și să se joace. În cazul în care aveți un prieten care nu este tocmai îndemânat din gândurile picturii, dar poate și-ar dori, sau pur și simplu vreți să-i faceți cadou un astfel de set, este foarte drăguț, și anume pictura pe numere.
Da, știu că vorbeam cu Eugenia și când a zis prima dată pictură pe numere, nu înțelegeam la ce se referă și zic, ce e ăla? Și zice, Doamne, nu știi ce e aia? Zic, wow, mă scuzați, nu sunt la curent cu trendurile. Dar de fapt știam ce e, doar că eu îi spuneam altfel și nu vă zic cum îi spuneam eu. Dar este iarăși o idee foarte bună, pentru că vine cu o planșă și vine cu o cantitate de vopsea de care ai nevoie pentru fiecare chestie în parte, iar practic toată planșa ta este împărțită în numere, este coordonată pe niște numere, iar fiecare număr din ăla corespunde unei culori și tu trebuie doar să iei pensula și să umpli practic între linii. Cum înainte, cum coloram între linii, știți, cum aveam cărțile alea de colorat și coloram între linii, acum este cu pictat între linii. Este aceeași chestie, te orientezi după numere, este foarte simplu, adică te apuci și colorezi așa și pictezi între liniile alea după numere și la sfârșit te trezești că ai un tablou în față, fără să fii mare artist sau fără să fii talentat în sensul ăsta. Deci cred că este absolut minunat în ceea ce privește cadou și aveți pe site-ul ăsta de unde v-am pus eu link, aveți mai multe opțiuni pe mai multe teme, adică puteți alege, nu știu, teme religioase, teme din astea cu natură, animale, peisaje, nu știu, ce vreți voi, sunt acolo o mulțime și prețurile mi se par destul de accesibile. Apoi, un cadou, o idee de cadou pe care m-am ofticat foarte tare că n-am pus-o în clipul trecut, în ăla de anul trecut, pentru că mi-a venit fix în ziua în care am postat clipul ăla, mi-a venit ideea, că de-aia vă zic că lucrez la clipul ăsta de un an de zile, pentru că de atunci țin ideea asta și este vorba de aparat de făcut floricele. Și ăsta cel mai probabil mi-l voi face eu singură cadou și este un, sau popcorn în cără, dacă vreți, pentru aceia care iubesc filmele și, sau care iubesc pur și simplu popcornul, de ce nu? Există aparate de făcut floricele, dar știu că le putem face la microunde, dar poate nu toată lumea are microunde, ca mine. Așa, și este o idee foarte bună de cadou, mai ales că sunt aparate din astea, tot la recomandarea voastră, vă sugerez să vă orientați către aparate care sunt cu aer comprimat sau cu aer, ceva de genul ăsta, nu pe ulei, că sunt cică mult mai sănătoase. Voi mi-ați spus chestia asta, nu eu, n-am inventat-o eu, așa m-am aflat și eu. Și asta mă gândesc să fac, pentru că mi se pare foarte drăguț. Eu v-am pus aici link de la unul care este vintage, un model vintage, așa arată, știți că erau pe vremuri cărucioarele alea cu popcorn, de le găseam prin parcuri sau le vedeam noi prin filmele americane, știți, mai de mult. Așa, și mi se pare foarte simpatic, dar există și alte variante, există și variante sub formă de mici de fotbal, există și variante sub formă de ce vreți voi. Just take it. Aha, și pe lângă un aparat de popcorn, mi se pare o idee foarte bună și un aparat de făcut vată de zahăr. Absolut minunată. Mie îmi place vata de zahăr, mie nu mănânc decât o dată la câțiva ani sau când mă duc printr-un parc sau ceva de genul. Dacă aveți un prieten la care vă adunați mai mulți așa și știți că îi plac dulciurile, asta este o idee de cadou foarte bună și, nu știu, mi se pare foarte simpatică pe deasupra. Acum nu vă imaginați că mergeți cu dita mai găleata din aia cum vedeam noi prin bălciuri sau pe la parcurile de distracții când făceau ăia vată de zahăr. Nu, nu, e o chestie mică. Ca și popcorn maker-ul este o chestie micuță, așa, nu vă duceți cu dita mai găleță. Și aș mai avea o idee de cadou și anume un joc de societate. Știți că vă spuneam că și jocurile de societate, mai ales dacă sunteți grupuri din astea strânse unde vă adunați și vă strângeți mai mult, sunt o idee foarte bună de cadouri și ideea asta vine tot de la Denisa și de la Sorin, pentru că am jucat jocul ăsta la munte, când am fost împreună cu toții la munte și am au luat ei, aveau un tic-tac boom, se numește jocul, și este un joculeț foarte simpatic, dar foarte furisit, să știți că ai o bombiță din aia, care îi dai drumul, tragi o carte, ai niște litere, două litere de obicei, și trebuie să formezi în funcție de semnul pe care l-ai pe cartea respectivă, sau nu, dai cu zarul, și în funcție de semnul care îți pică pe zar, trebuie să pui acele două litere ori în fața cuvintelor, ori la sfârșit, ori la mijloc. Sau nu, era ori în față, ori în spate sau ambele, ceva de genul ăsta și trebuie să spui cât mai multe cuvinte de genul ăsta
după regulile astea până înainte să explodeze bomba sau dai bomba mai departe. Și la cine explodează bomba trebuie să ne ia de la capăt și mă rog, e foarte simpatic. Ideea e că el pare, este un joc care pare foarte simplu, zici. Spunem toate cuvintele care încep cu ra, de exemplu, da? R-A. Așa. Și tu încerci să le înșiri și la un moment dat, din cauza adrenalinei și a faptului că stică efectiv bomba aia și o stă la tine în mână, nu-ți mai vin cuvintele și foarte simpatică. Dai naștere la niște chestii foarte haioase. Deci noi ne-am distrat teribil, cel puțin în prima seară când am jucat ăla, ne-am distrat teribil cu. Și de-aia este un joc super, super bun și vi-l recomand. Și cam asta a fost gift guide-ul meu pentru anul ăsta. Mă gândesc dacă în Vlogmas, pentru că așa cum v-am zis, o să avem un Vlogmas anul ăsta, ceva puțin diferit, în Vlogmas să vă mai fac idei de cadouri de ultim moment sau, nu știu, să vedem, poate mă mai duc prin magazine și vă arăt ce se găsește prin magazine și așa povestim de ce ați putea să faceți cadouri dacă aveți nevoie de idei așa de ultim moment, dar în principiu cred că sunt niște idei foarte drăguțe și niște cadouri care arată că te-ai și gândit la persoana respectivă în momentul în care l-ai ales, nu doar că ai vrut să scapi așa de o problemă. So, cam asta ar fi pentru astăzi. Dați-mi like și un share la clipul ăsta. Abonați-vă ca să știți când vine Vlogmas-ul, ca să știți că mai avem foarte puțin până la Vlogmas. Veniți pe Instagram, că și acolo vorbesc mult cu voi și vă țin la curent cu toate lucrurile pe care le fac. Vă pup și ne vedem în următorul clip. Ciao!